Piațeta primăriei din municipiul Pașcani a fost plină de tineri de toate vârstele, de voie bună și momente creative sâmbătă seara 9 septembrie. Centrul local Crinii Pașcani, pe scurt Cercetașii, așa cum îi știe întreaga comunitate, a organizat o nouă ediție a Festivalului Luminii. Au fost pregătite diferite activități menite să îi aducă împreună pe tineri, într-o seară caldă de toamnă. Schimb de cărți, pictură pe față sau diferite ateliere au fost câteva dintre activitățile din cadrul festivalului și ca atmosfera să fie una cât mai primitoare, au fost împărțite și clătite, prăjituri, limonadă și ceai. După lăsarea întunericului, numeroase gulguțe au adus lumina în piațeta primăriei, iar tinerii au început să cânte la diferite instrumente muzicale sau cu vocea. Este important de reamintit că Festivalul Luminii impresionează prin simplitatea mesajului pe care îl transmite, frumusețea lucrurilor mărunte. Voluntari și simpli trecători se opresc din agitația cotidianului să petreacă o seară împreună. De precizat este faptul că centrul local Crinii Pașcani a fost înființat în anul 2009. În prezent, la nivel local, sunt aproape 200 de membri, iar coordonatorul centrului este Lucian Ghițu. În această perioadă se fac și recrutări pentru noi cercetași.